O femeie din Patru, din Republica Moldova, este bătută de către soț sau fostul soț. Putea fi mama, sora, iubita, soție. Crezi că ești puternic și ai dreptul să lovești? Dacă cineva te înjosește și te bate, cere ajutor. Un copil bătut este un copil nefericit. Cere o ordonanță de protecție pentru tine și pentru copiii tăi. Spune stop abuzului. Fii bărbat, nu violent.